frații de peste Prut își numără și ei boboci pe 2017. În primele 11 luni ale anului trecut, exportul de mărfuri a crescut cu circa 20%. Valoarea mărfurilor care au trecut granița Republicii Moldova spre alte destinații în perioada ianuarie-noiembrie 2017 a crescut cu peste 340 de milioane de dolari față de aceeași perioadă din anul 2016. Evoluția comerțului exterior a fost influențată de ex exact de creșterea volumului producției agricole, pentru că și la ei a fost un an minunat pentru truditorii pământului. În primele 11 luni ale anului trecut, exportul de mărfuri a crescut cu circa 20%. Valoarea mărfurilor exportate în perioada ianuarie noiembrie 2017 a crescut cu peste 340 milioane de dolari față de aceeași perioadă din 2016. Evoluția comerțului exterior a fost influențată de creșterea volumului volumului producției agricole. Potrivit datelor statistice, 67% din mărfurile exportate au fost autohtone, iar 33% reexport. În țările Uniunii Europene, exporturile dețin o cotă de peste 65%, iar în țările CSI, 19,5%. Cea mai mare influență asupra creșterii exportului a avut o exportul de mașini, aparate electrice și părți ale acestora, care a crescut cu peste 37%. De asemenea, s-a majorat exportul la legume și fructe, semințe și fructe oleaginoase, cereale și preparate pe bază de cereale, îmbrăcăminte și accesorii, băuturi, produse medicinale și farmaceutice, dar și alte echipamente de transport. Și valoarea mărfurilor importate în perioada de raport s-a majorat. Acestea au crescut cu peste 20% sau cu aproximativ 730 milioane de dolari. Cea mai mare influență asupra creșterii importului a avut o importul de petrol, produse petrolii și produse înrudite, energie electrică, mașini și aparate electrice și părți ale acestora, produse medicinale și farmaceutice, dar și vehicule rutiere. Unul dintre factorii principali care a influențat comerțul exterior a fost creșterea esențială a volumului producției agricole în anul 2016, precum și continuarea trendului pozitiv al sectorului agricol din anul 2017.